Să rămână. Vă cheamă și Iboia cumva. Da. Da. Cred că trebuie să spuneți numele complet. N-am înțeles. Nimic. Vorbiți un pic mai tare că nu vă aud. Ziceam, credeam că trebuie să vă spuneți numele complet. Nu, secundă să care e valabilă din ele. Expirată. Nu știu care, de-aia mai mult. Preferință de vaccinare. Ăsta, ăsta, cred. Aici asigurare. Asta nu-s bune. Poți să dau jos centura? Da, vreau. Salon, asigurare. Păi nu ai o fost asigurare. Ai asigurare v-am dat-o. Salon, nu și buletinul. Ca asigurare, a zis de aia, zic. Permisul de conducere? Da. Poftiți. Mă gândesc că nu, permisul de pescuit, cață și... Păi nu știu. Nu s-a pescuit. Eu să mi-aș cerut un permis, sau mai multe. Da, bine. Băuturi alcoolice ați consumat? Nu. Bine. Așteptați un pic la mașină. Sigur. Bună seara! Bună seara, ce înșe fac în Botrea de la biroul rutier? Da, vă rog. Am fost solicitat de colegi să vă facem o testare cu aparatul etilotest. Nici o problemă. Aș consuma botrea alcoolică? Nu. Aș prefera să cobor, dacă se poate. Dacă îmi dați voi, vă întreb. Da, nicio problemă. Stați să facem inventarul actelor. O rugăminte, da, la dumneavoastră. V-ați dezinfectat pe mână? Da. Eu nu cred. O să vă rog să verificați. Poate mi le dați cu COVID. Eu nu știu ce să fac cu ele atunci. Domnul Iuga, luați actele, nu le luați. De ce nu mi le dezinfectați? Eu sunt dezinfectată. Dați-mi-le pe rând, vă rog, în ordinea care vi le-am dat, ca să le pot pune. Să le pot număra, că mi le dați pe toate. Sigur. Că poate nu mi le dați pe toate. Problemă. Buletin, talon și asigurare. O seară bună să aveți. O seară deosebită vă doresc. La fel și dumneavoastră.